Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii. Vreau să te anunț că pe Vimeo, încetul cu încetul, apare horoscopul ultra detaliat al lunii octombrie și în descrierea acestei filmări ai linkul către canalul de Vimeo, unde este horoscopul. Atenție, apar treptat toate zodiile. Deci fii atent ce selectezi să fie luna octombrie, nu septembrie și încă ceva, dacă selectezi septembrie să-ți fie de folos, pentru că în cadrul filmării horoscopului lunii septembrie, la bonus, ai avut previziunile pentru sfârșitul de an. Și acum, în luna octombrie, ai povestea lui Lilith, ai povestea lunii noi și lunii pline, sunt multe lucruri acolo povestite. Deci, Vimeo, în descrierea acestui video, ai informațiile despre horoscopul ultra detaliat și încă ceva. Foarte multe persoane sunt curioase ce se întâmplă în newsletter și pe ecran, în acest moment, poți să vezi o mostră din newsletterele care au fost trimise până acum celor care sunt abonați la newsletterul meu. Și știu că sunt, acum fără glumă, chiar sunt super top și informațiile din newsletter nu se regăsesc niciunde în alte informații pe care le furnizez. Dacă vrei să te abonezi la newsletter, în descrierea acestui video, din nou, ai linkurile către formularul de abonare la newsletter. Newsletterul este un serviciu astrologic gratuit pe care îl primești, dar este o limită de locuri în momentul în care se ajunge la 7.000 de oameni înscriși. Am vrut 6.000, deja sunt vreo 5.800. În momentul, am vrut 6.000, pe urmă mi s-a spus, stai puțin, că mai sunt și alți doritori. Tu n-ai anunțat nimic pe YouTube, ai anunțat doar în grupurile de Telegram și nu-i fair, nu-i corect, trebuie să spui și pe YouTube. Și atunci am spus, ok, dar dacă spun pe YouTube, ce facem? O să vină foarte mulți, că eu am 1.000.000 de vizualizări pe lună. Și mi s-a spus, mărești cu 1.000 de locuri și atât, după aia se trage linia, pentru că chiar vreau să merg pe varianta de circuit închis, dar de această dată nu plătești nimic, ai acces la newsletter gratuit și să-ți fie de folos primul venit, primul servit. În descriere ai linkul către formularul de înscriere și în această lună, pentru că acum am făcut anunțul și strigarea, în această săptămână newsletterul va pleca luni dimineață către voi, dar din luna octombrie aș vrea să-l trimit de joi dimineață, astfel încât să fiți pregătiți pentru următoarea săptămână. Pentru că uitați-vă aici pe ecran ce aduce horoscopul și vorbesc despre lucruri care n-apuc să vorbesc în horoscoape. E ceva informație suplimentară și atunci de joi. Dar săptămâna asta, pentru că acum am făcut strigarea și oamenii se vor înscrie, iar horoscopul acesta apare vineri sau sâmbătă, dacă nu mă înșel, ratăm ziua de joi. Și atunci de la 1 octombrie va apărea joia. Acum săptămâna asta va fi luni. Succes celor 1.000 care veți intra pe newsletter. Bun, și în această lumină minunată, haideți să vorbim despre avertismentele acestei săptămâni și să știți că aceleași anunțuri le voi face și la previziunile săptămânii, pentru că unii nu urmăresc avertismentele, alții nu urmăresc previziuni. În această săptămână, problema cu care ne confruntăm cel mai mult în zona avertismentelor este autoiluzionarea și autosacrificiul. Foarte multe semne zodiacale fie nu vor urmări o situație într-o manieră realistă, deci foarte multe semne zodiacale nu vor urmări o situație în manieră realistă, ci bazându-se pe emoții, pe reactivitate emoțională și foarte mult se vor duce în zona de autosacrificiu. Lasă că eu muncesc, lasă că eu înțeleg. Bă, nu înțelegi nimic. Nu, terminați prostiile. Toți să terminăm cu prostiile astea. Deci e doar o manipulare abjectă pe cer. Îmi pare rău că spun. Asta e. Pe cer, planetele s-au hotărât să manipuleze muritorii. Și o să o fac mai ales pentru cei care sunteți pe principiu yes sir, yes ma'am, adică poziția ghiocelului în viață, codependenții, cei care se sacrifică pentru alții, mama Dolores, salvatorii planetei,
cădem cu toții în capcana asta într-o manieră incredibilă. În continuare, îți voi povesti în ce domeniu devii vulnerabil în funcție de zodia ascendent și luna natală. Dar reține, problema acestei săptămâni este că ne autoiluzionăm, ne ducem pe modulul salvatorului, vor profita unii și alții de noi și al doilea lucru, nu vom vedea clar o situație în dimensiunea ei. Și aceste două lucruri care sunt ca avertisment vor avea o țintă precisă, vor avea un punct precis pe care îl voi analiza pentru fiecare. Și începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. În această săptămână trebuie să fii foarte atentă sau atent la modul în care tu percepi o anumită situație, pentru că s-ar putea să o percepi eronat și tu să dai mai mult decât trebuie. Spre exemplu, cineva să-ți facă un serviciu și să-ți spună, știi, tu poți să pui prețul, tu poți să stabilești orice preț dorești și tu să te duci să plătești ceva astronomic când de fapt prețul e un sfert din cât oferi tu. Sau cineva să-ți spună, zi-mi și mie părerea ta despre situația asta. Și tu să o vezi dus într-un extrem situația. Ori să fie o situație care e foarte mică și tu o faci foarte mare, ori o situație foarte mare pe care tu o minimalizezi. Atenție la distorsionarea realității. Și al doilea element unde poate apărea o problemă, dacă ești căsătorit sau căsătorită sau într-o relație mai lungă de 2 ani de zile, ai tendința să te duci într-o zonă de conflict pentru că nu ai controlul asupra unei situații și pentru că nu ai controlul asupra situației, tind să te duci la luptă cu prea multe arme sau cu prea puține arme. Deci duci o luptă inegală, dar pentru că tu alegi acea inegalitate. Spre exemplu, dacă lupta cere în relația respectivă, e un argument, e un conflict, și cere o mână forte și o reacție forte, riști să te duci să fii mult prea moale, mult prea pasiv, mult prea înțelegător. Sau o situație în care trebuie să fii pasiv și înțelegător și tu te duci acolo și dai în cap partenerului și faci o adevărat un jihad faci acolo. Deci ai grijă că pe un conflict în cuplu, într-o relație, distorsionezi, percepi, pe realității este complet distorsionat. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. În această săptămână, la tine pericolul de distorsionarea unei situații este, sau înțelegere greșită sau autosacrificiu dus la extrem. Vine din următoarele două direcții. Prima direcție este la capitolul muncă. Da? Deci, la serviciu te apuci să faci tu treaba altora care se vor împăuna cu ideile tale și vor culege roadele și meritele ulterior. Sau, la serviciu intri tu în conflict cu șeful pentru că alegi tu să fii reprezentantul vocii celor mulți. Și când e vorba să-ți țină ăia spatele în confruntare, toți fug capitulicile, se ascund în toate părțile. Deci, nu te du pe modul kamikaze la serviciu și nu te du pe modul sacrificiu la serviciu, că nu e nicio treabă și nu e nicio găsență. Da? Deci nu te du pe direcția respectivă. A doua zonă unde avem o problemă este dată de relația cu prietenii și asociați colaboratori, undeva pune și contabil dacă ai. Dar în primul rând, prieteni, asociați colaboratori și undeva zona contabilă. Acolo ai tendința să te lași folosit. Cei din jur vor de la tine tot felul de lucruri și te manipulează emoțional și îți apasă niște butoane ale emoțiilor într-o manieră incredibilă. Și este o situație în care tinzi să preiei problemele lor, tinzi să preiei problemele celorlalți și să te încarci cu ele emoțional și evident că explodezi, că doar n-ai cum să le ții pe toate în tine și evident că sar lucrurile și evident că se scapă controlul pentru că te simți manipulată, te simți folosită, te simți la locul tău și știi din toată povestea asta că trebuie să existe și o rază de lumină în întuneric.
Toată povestea asta, după săptămâna asta, ai să înțelegi care sunt prietenii adevărați, care sunt colaboratorii onești, pe baza celor care profită și celor care nu profită de tine. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Săptămâna aceasta, la tine provocarea vine din două direcții. În dragoste, mamă, și în dragoste cineva încearcă să te păcălească, să se folosească de tine, să se folosească de emoțiile și sentimentele tale. Dar, atenție, nu-i despre a înșela. În foarte puține cazuri în care e implicat un geam în ascendent pe gemeni și luna natală în gemeni va fi despre a înșela, în 99% din cazuri este despre celălalt care vrea să fie terapeutizat gratuit de către tine, care vine să-ți deverseze în curte toate porcăriile sale emoționale și tu ești acolo persoana aia bună de serviciu care ascultă și încearcă să rezolve o situație, dar din toată asta tu pierzi timp, tu pierzi energie și în loc să-ți pui energia într-o altă direcție, să devii mult mai constructiv în ceea ce faci, tu îți pui energia în ceva ce nu are sens și nu are nicio treabă și nici măcar nu te privește. Deci, când vine un iubit și o iubit și o iubită și un iubit și cineva să spune, uite, în universul e trist, asta va funcționa. Deci, cei mai în pericol sunt gemenii care sunt la început de relație sau care sunteți în postura amant-amante. Sau care sunteți în postura, hai să tatonăm lucrurile, nu suntem foarte clari și voi veți fi victima numărul 1. Pentru că se va aplica fraza super manipulatoare, doar tu mă poți înțelege, doar tu poți să îmi găsești soluții. Nu, eu nu pot să-ți găsesc nicio soluție, du-te la terapeut. Du-te, că de aia există psihologi, de aia există psihoterapeuți, du-te să-ți cânte șamanul la tobă până îți vine mintea la cap. Dar nu te folosi de mine, că eu n-am timp. Dacă reușești să faci, asta e genial, dar mă întreb oare câți dintre voi o să reușiți. Asta e o dată. Al doilea lucru vine din carieră. Ți se promite mare acusare. Ți se promite că da, o să te ajutăm, o să te promovăm, o să obții ce vrei, dar tu între timp trebuie să ne faci acum lucrurile astea. Și tu din teama de a nu rata un tren care ți se promite, te duci și sclavagești pe o plantație care nici măcar nu e a ta și e o mare țeapă. Deci atenție că săptămâna asta, gemenii ascendentul pe gemeni și luna natală în gemeni, li se promite o mărire, un avantaj, un beneficiu, care e fals. Și știi care e problema? Aștia care îți promit chiar știu că e fals și că nu o să pot. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Săptămâna aceasta, când aspectul ăsta e pe un semn, deci e vorba despre Neptun, retrograd în pește, opoziție, soare, aspectul acesta se produce pe o planetă care are treabă cu pești. Soarele va fi în balanță, dar Neptun este în pești. Tu ești rac, semn de apă, faci parte din triada apei, pești, scorpion și rac și atunci impactul pentru tine la nivel emoțional evident că este mult mai mare. Evident că este mult mai puternic. Și în această săptămână trebuie să fii atentă sau atent la următoarele lucruri. Dacă trăiești în străinătate, vezi că cineva încearcă să te manipuleze, mai ales pe parte de muncă. Cineva încearcă să fure niște informații de la tine, cineva vrea să se folosească de talentele tale, de expertiza ta, de cunoașterea ta pentru a avea niște beneficii. Deci asta, cei mai vulnerabili sunt racii și marcașele pe rac care nu trăiesc în țara în care s-au născut. Dacă trăiești în țara în care te-ai născut, pot apărea niște probleme legate de, și va fi un mic procent aici, vei auzi imediat unde sunt probleme și nu vor fi chiar atât de mari, mare numărul de raci. Deci legate de un examen, legate de o evaluare, legate de o comisie de evaluare, acolo se produce o eroare sau a fost un interes, postul a fost dat, examenul a fost mânărit și aveau nevoie de un fraier care să stea acolo, să fie concurența celui care îi așezat pe post și s-a nimerit să fie un rac pe post de gică acolo pus la masă. Deci atenție că undeva într-un examen cineva nu joacă corect sau cineva vrea să-ți dea țeapă sau cineva vrea să se folosească de tine. Al doilea element, de fapt al treilea, da? Am pierdut numărul, deci ori doi, ori trei, nu mai știu care e, asta odată, problema poate apărea în legătură cu o casă.
Dacă cumperi o casă, vezi să nu... Aici am mare grijă. Dacă cumperi o casă săptămâna asta, nu-i Mercur retrograd, nu-i Venus retrograd, deci nu mai avem panica de retrogradări. Dar ceva e neregulă cu casa. Ori terenul, ori actele, ori are un defect, ori ceva nu e ok cu casa aia. Să-ți spun acum, să renunț, eu nu pot să spun asta, ce ți-ar spune, consultă niște experți, discută cu niște persoane care au autoritate. Eu, ca astrolog, îți spun, ai grijă că cealaltă problemă pare, te păcălește cineva legat de o casă sau nu merită prețul sau poate trebuie să renovezi ceva și echipa de meșteri cere un preț aberant sau nu sunt suficient de buni în ceea ce fac. Și mai poate apărea o problemă între rudele tale, tu să fii chemată sau chemat să aplanezi conflictul respectiv, dar ăștia n-au nicio treabă, pe planeta lor nici nu-i interesează, se folosesc de timpul tău și de răbdarea ta, că ei până la urmă tot o să facă ce vor ei. Dar tu îți pierzi timpul și energia și disponibilitatea emoțională pe ceva ce nu o să fie rezolvat. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. În această săptămână, tu trebuie să ai grijă la actele, hârtiile și documentele care se întocmesc în cazul în care ai o treabă cu partea asta administrativă și undeva se greșește sau există interesul, mare atenție, s-ar putea să existe interesul într-o situație de semnarea contractelor, vânzare, achiziție, să se treacă ceva greșit și tu să pici bun de plată. Deci partea de acte trebuie să ai grijă. Atenție că s-ar putea să apară o problemă pe comunicare. Problemă pe comunicare. Tu să spui una, altul să înțeleagă alta. Cineva să se simtă jignit și să aibă o reacție, cu toate că tu ai avut toate bunele intenții să faci lucrurile să meargă. Deci, pe zona de comunicare și negociere apar niște sincope aici pentru Leu. Și al celălalt element pe care vreau să-l punctez, oameni buni, aveți risc de accidente. De la a aluneca pe gresia umedă și a-ți întoarce piciorul, asocia, fractura ceva, te lovi rău pe sistemul osos. Deci, accidente domestice, accidente rutiere, vă rog, eu atâta pot să spun ca sloc, vă rog fiți cu ochii în patru că nu-i de joacă cei pe hartă. Nu este cu pierderea vieții, dar, adică nu e un risc de pierdere de viață, cel puțin harta nu arată lucrurile atât de dramatice. Dar o imobilizarea ta, o problemă de sănătate ce derivă dintr-un accident e mare risc. Și dacă lucrați în zona construcțiilor sau aveți activități fizice, vă rog fiți foarte atenți că există risc de accident la locul muncii. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. În această săptămână, la tine în căsnicie, dacă ești căsătorită sau căsătorit, sau ai o relație care e mai lungă de 2 ani de zile, e o minciună. Ceva se minte, ceva ți se ascunde, ceva se eludează, e o conspirație între rudele partenerei sau partenerului tău. Ceva, cineva are interesul să te țină în întuneric, să te țină în zona de necunoștință de cauză, cineva te pune într-o zonă în care nu ai acces la niște informații. Nu-i despre neapărat, deci atenție cum am formulat, nu-i neapărat despre a fi înșelat sau înșelată, nu-i despre a înșela. Ok, nu pot să spun că toate fecioarele nu sunt înșelate sau ceva, dar nu-i numai despre treaba asta, este despre a fi ținut într-un cont de umbră, a fi pus într-o zonă de ceață. Următorul lucru, cineva te păcălește la bani, îți promite niște bani pentru o activitate și pe urmă nu-ți dă suma pe care a promis-o sau spune că te ajută cu niște bani și pe urmă nu mai te ajută, apare o încurcătură financiară sau ai împrumutat bani și nu ți mai returnează. Deci grijă că fecioarele, aș spune așa, sunt țepuite pe zona banilor. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Ce părere ai despre autosabotaj? Tu săptămâna asta te autosabotezi. Te autosabotezi și știi unde te autosabotezi? Că nu pui piciorul în prag într-o situație în care e nevoie să pui două picioare în prag, nu. Deci,
tu în această săptămână, din dorința de a fi diplomat, din dorința de a fi diafană sau diafan, din dorința de a nu supăra planeta, tu faci ceva împotriva lucrului firesc pe care e a lua atitudine. Ai nevoie să iei atitudine, tu ai nevoie să reacționezi, ai nevoie să iei atitudine și nu o iei, mă, nu o iei. Și dacă nu o iei, e o problemă, pentru că neluând atitudine o să te calce toți pe cap sau situația respectivă capătă dimensiuni apocaliptice. Deci, forță înainte, ba pe mamilor și rezolvă, da? Dacă vrei, e liberul tău arbitru. Și mai trebuie să ai grijă că ești sabotată sau te sabotează cineva la serviciu. La serviciu cineva te sabotează. Deci nu e că vorbește urât, că te bârfește, că te pune într-o poziție. Nu, nu, nu. La serviciu cineva te sabotează. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Săptămâna aceasta tu trebuie să ai mare grijă la o poveste de dragoste, pentru că e ceva foarte ambigu, e o persoană. Deci, dacă întâlnești pe cineva sau ai întâlnit de curând, de primăvară până acum, pe cineva, pe palierul ăsta ca și temporizare, persoana asta ori nu și-a terminat ceva cu trecutul, ori joacă la două capete, ori are un interes pentru față de tine. Deci e ceva legat de o persoană care a apărut în viața ta, care nu joacă corect, e ceva nu-i ok în poveste. Nu-i ok în poveste. Următorul lucru, ce te mai poate sabota? Propriile gânduri. Ai să ai impresia că nu ești suficient de bună sau bună pentru o treabă sau pentru o poziție la locul de muncă sau în viață. Poți să faci mai mult și mintea ta acum spune, stai că nu, că parcă mai trebuie să aștept, parcă nu sunt suficient de bine pregătit, parcă. Deci este o săptămână în care propria-ți minte sapă groapa în care să cazi. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Săptămâna aceasta, pregătește-te pentru defecțiuni în casă. Ceva se strică, ceva pe care ai contat, ceva ce ai crezut că e sub control, ceva ce ai crezut că e bine făcut, uite că nu-i bine făcut, uite că e o treabă de mântuială, uite că produsul respectiv nu-i de calitate, se strică, se defectează și trebuie să scoți niște bani din buzunar să repari situația, să repari lucrurile respectiv sau să îl înlocuiești. Un alt element al acestei săptămâni vine din zona prietenilor. Un prieten te trădează, un bărbat te trădează, un bărbat bagă strâmbe sau un cuplu în care e o poveste ceva legat de un bărbat. Deci ai grijă cu prietenii sau subiectul disputei cu niște prieteni poate fi și un bărbat. Deci ceva legat de un bărbat. Deci punem bărbatul și conflict cu prietenii, trădare, dar trădare, nu mă cert cu prietenii, ci ei mă trădează, nu joacă corect în privința mea. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Săptămâna aceasta, iluzionarea la tine vine dintr-o discuție în care ți se promit foarte frumos niște lucruri. Și e prezentată discuția aia într-un mod extraordinar. Poate e vorba de o terapie, poate e vorba de o colaborare, poate este un sistem piramidal în care ți se spune că vai cum o să fie lucrurile. Nu, deci te rog, coboară cu picioarele în realitate. ESF, ce ți se spune ESF? Al doilea lucru, mă tem pentru tine, ai grijă în semnarea unor acte, hârtii și documente care sunt prost întocmite sau persoana care le întocmește nu e specializată pe domeniul respectiv și face niște erori și tu semnezi și spui capul sub tăietor. Unde mai trebuie să ai grijă? Cineva te atacă pe carieră. Dacă este o competiție pentru o poziție, să știi că acel competitor are un spate. Nu spun că e imposibil să ocupi poziția, nici vorbă de asta. Deci nu spun că nu e posibil să ocupi locul pe care îl dorești, să fii promovat sau să ajungi în punctul în care îți dorești. Deci e posibil, dar mai greluț pentru că ăla are niște piluțe. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului.
ție nu ți se dau niște bani, ție nu ți se trimit niște bani sau nu ți se returnează, da? Niște bani cu împrumut nu-i mai vezi. Ți s-a promis o anumită sumă pentru o muncă pe care ai prestat-o și vei fi altfel plătit sau eșalonat. Un salariu pe care l-așteptai întârzie. Sau, dacă ai o firmă, și aici chiar vreau să comentați, dacă ai o firmă, se produce o schimbare legislativă, dar nu era planificată schimbarea asta, care îți întoarce calculele contabile cu susul în jos. Chiar sunt curioasă, prin ce țară sunteți și aveți parte de așa surpriză, că e clar că apare aici. Apoi, mai trebuie să ai grijă, dacă trăiești în străinătate, pot apărea, deci nu mai pentru vărsătorii și marcajele pe vărsători care sunteți stabiliți în străinătate, trăiți în străinătate, un conflict cu un șef, un conflict cu cineva care are poziție de putere. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Voi trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce scoateți pe guriță, pentru că s-ar putea să spuneți niște lucruri pe care ulterior să le regretați profund. Deci grijă la ceea ce vorbiți, pentru că din dorința de a spune ceva onest cuiva, persoana respectivă nu e pregătită să audă acea onestitate, acel adevăr tranșant și o să faci un dușman foarte puternic. Deci dacă vrei tu să ai exces de zel și să spui ce vezi sau ce simți sau ce crezi tu, ai grijă că trebuie să fii mai diplomat în cum vorbești. Asta o dată. Al doilea, acte, hârtii, documente, încurcături contabile, încurcături în relația cu băncile, încurcături în relația cu, cu statul. Se greșește ceva, nu de tine, dar tu plătești oalele sparte sau te trezești cu niște note de plată foarte mari, se mărește ceva, o acciză, o taxă și tu aveai niște planuri financiare și acum te trezești că s-a mărit situația, s-a mărit. Și trebuie să dai mai mult și asta te bagă într-o încurcătură financiară, într-o problemă financiară. Dragii mei, aceasta a fost horoscopul avertismentelor săptămânii 25-31 septembrie. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, lăsați un comentariu, pentru că toate aceste acțiuni ale voastre ajută să batem algoritmul YouTube-ului. Deci, hai pe algoritmul! Cu acțiunea. Dați mesaj, scrieți, împărtășiți ideile voastre, sunt aici să le citesc și vă doresc o săptămână cât mai liniștită și să nu ne lăsăm duși de nas, de nimeni, sau măcar să ne trezim la realitate atunci când trebuie. Toate cele bune și nu uita că ești cea mai bună versiunea ta în acest moment. Ești cea mai bună versiunea ta. Pe curând!